Pe 9 iunie se împlinește un an de la trecerea la cele veșnice a părintelui Serafim, fostul stareț al mănăstirii Negru-Vodă. Sâmbătă la biserica din cadrul mănăstirii a fost oficiată slujba parastasului. Domnul este întărit. Mirea văzduhului, pentru veșugarea roatelor pământului și pentru vremuri pașnice Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! La biserică au fost prezenți numeroși credincioși, membri ai familiei, dar și un impresionant sobor de preoți. Însuți prea bunule împărate, prin noi, smeriții și nevrednicii tăi, slujitori, iartă adormitului robului tău, potosindu-i Serafim, fratele nostru, orice a greșit ca om în viața lui. Și iartă-i toate câte a păcătuit cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul. După încheierea slujbei în biserică, soborul de preoți a oficiat slujba parastasului și la mormântul părintelui Serafim. Și orice greșeală a săvârșit el, cu cuvântul, cu faptă, ori cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni iartă-i. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău este adevărul. Dumnezeu să așeze sufletul lui nedrept să se odihnească. Mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor, iertarea păcatelor lui de la Hristos, împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru, să cere. Părintele Ion Cojocaru a vorbit celor prezenți despre legătura pe care a avut-o cu părintele Serafim. Când eram într-o situație mai disperată, rugam pe Serafim să se roage pentru mine. Și când pierdeam pe cineva drag sufletului meu, rugam pe Serafim să se roage împreună cu mine pentru el. Nu voi vorbi acum despre frumusețea lui Serafim, cea sufletească, pentru că noi toți cei de aici am împărtășit-o într-un fel. Unii cu trăiri extraordinare, alții cu ajutor extraordinar, alții cu filantropie deosebită și alții cu prietenie remarcabilă. Cu o prietenie nedisimulată, înlăturând barierele false care se creează între clerul monahal și clerul de mir, îmi permit astăzi să-l consider pe Serafim unul din prietenii mei care s-au mutat, așa cum spune unul din marii predicatori ai noștri, profesor de omiletică la facultatea din Sibiu,
din mirida celor vii în mirida celor morți. Dar nu a celor morți, a celor adormiți, pentru că El și acolo sunt convins că se roagă pentru noi și ne vede. Și venirea Părintelui Stareț, sunt convins aici că a fost tot rodul rugăciunii Lui și lucrurile le-a potrivit Dumnezeu în așa fel încât să nu vină cineva pe care nu l-a cunoscut aici, ci un om drag pe care l-aștepta, știu numai eu cum. Vestea morții părintelui Serafim a întristat toată comunitatea. Un om bun, cu suflet mare, gata oricând să-i ajute pe cei aflați în suferință, cel care a fost vrednicul stareț al mănăstirii Negru Vodă din Câmpul Lung și a dedicat viața slujirii lui Dumnezeu încă de mic. Părintele Serafim a fost nu numai un duhovnic înțelept, dar și un administrator gospodar, iubit și respectat de credincioși pentru harul și blândețea sa. Dumnezeu să-l odihnească în pace.